o fază mult mai mare. Da. Mă simt puțin greoi pentru că, mă rog, am lipsit de antrenament o perioadă mai îndelungată, după cum am remarcat, și mi-e puțin mai greu să revin în formă, dar, mă rog, cu timpul se va face totul bine. Bine, dar cum simți după acel incident? Da, mă rog, cum mă simt? Mă stără să-l las în trecut și, mă rog, merg mai departe, mai înainte. Perioada în care ai fost în spital, cum a fost? A fost foarte grea, cum să fie, după operație, aproape 3 săptămâni acolo. A fost foarte greu restabilirea, o perioadă care, mă rog, neplăcută și nu doresc la nimeni să treacă prin ce și-am trecut eu. Bine, presa cel puțin nu știe ce s-a întâmplat atunci. Versiunea ta a evenimentelor și dacă vei întreprinde ceva pe viitor. Ok. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu vreau să intre toată discuția, tot cazul ăsta în presă. Nu știu, voi vedea, mă mai gândim și am să vedem. În principiu situația s-a cam rezolvat. Am vorbit cu persoana cine a făcut chestia și plus minus am ajuns la un consens oarecare. Mă rog, sperăm că chiar o persoană care a făcut-o chiar îi pare rău pentru ce a făcut-o și, mă rog, așa a fost să fie. Am trecut peste asta, merg mai departe, viața merge mai departe și cap sus și îmi văd de viața mea și de fotbal. Bine, ai revenit la antrenamente alături de echipă, ce planuri ai mai departe? Să merg la cantonamente, să muncesc, să revin din nou la forma care am avut-o cândva și, mă rog, vreau să joc și eu în componență și trebuie să demonstrez. Vine un cantonament acum, vreo lună, trebuie să dau bătaie. Pentru că ai accentat foarte mult, cred că va fi greu să recâștigi încrederea antrenorului pentru... Da, ești normal, dar, repet, asta e viața de fotbalist. Trebuie să demonstrez poziția și locul în echipă, cred că la fiecare antrenament și în fiecare zi. Și da, în cazul dat, în cazul meu, ești normal că am lipsit o perioadă îndelungată în afara terenului am fost, dar acum trebuie să dau randament și să demonstrez că, într-adevăr, merit să fiu în echipă, merit să joc cu componenți și totul depinde doar de mine. Cum ai petrecut sărbătorii de iarnă? Foarte bine, cu iubita, cu familia alături, ca de obicei, la o masă, la un pahar de șampanie și cam atât, fără multă... N-ai plecat întâi pe scutare? Am fost la mare până la Revelion și ne-am odihnit cu prietenii, iarăși cu iubita, repet. A fost pe o săptămână, ne-am odihnit, am venit, am zărbat anul nou, cu puteri noi, am revenit la antrenamente.